Bună ziua, vă spun și eu. Și bine ați venit la ședința de astăzi. Vă voi prezenta ordinea de zi a ședinței din 28 martie. Primul proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de activități finanțate integral din venituri proprii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Al doilea proiect, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la SGEAPA SERV Trotuș SRL. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pe anul 2024 la SGEAPA SERV Trotuș SRL. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Comănești, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizații anuale către Asociația Orașelor din România. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Orașului Comănești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Orașului Comănești, de Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență al orașului Comănești în anul 2024. 8. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiune și închiriere terenului. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. Se promovează 2 funcționari publici în gradul profesional, ca urmare a examenului de promovare susținut. 10. Proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului de venituri și cheltuieli la SGEAPA SERV Trotuș SRL. 11. Proiect de hotărâre privind corelarea unor impozite și taxe locale pentru anul 2024 cu venitul minim garantat, stabilit în conformitate cu prevederile legale. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4, la contractul de delegare gestiunii serviciului de salubrizare, operare instalații, numărul 1078-1087, din 16.04.2018, încheiat cu SCE Ecosud SA. 13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de dare în custodie a unor bunuri către SCEAPA SERV Trotuș SRL, conform HCR 52/2015, privind aprobarea dării în custodie a unor bunuri către SCEAPA SERV Trotuș SRL, strada Gării numărul 47, Comănești, județul Bacău. Încetează contractul. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă al pajiștilor Pășune, proprietatea privată a orașului Comănești către proprietarii de animale. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului lucrări de reabilitare termică și creștere eficienței energetică, gestionare inteligentă a energiei pentru grădința 10 cu program prelungit Dumbrava Minunată, strada Gării numărul 9, oraș Comănești, județul Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Comănești, județul Bacău la programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizarea sistemului de alimentare cu apă și extinderea sistemului de canalizare în orașul Comănești, județul Bacău. Este vorba de proiectul pe care vrem să-l depunem pe AFM, pe Agenția Fondului de Mediu, și privește cartierele Leorda și Podei Podina. În afară de faptul că se vor extinde rețele de canalizare, se vor mai monta 2 rezervoare de 1000 de metri cubi la stație de înmagazinare a apei Leorda și valoarea totală a proiectului este de 30.340.836, deci 303 miliarde de lei vechi, aproape 8 milioane de euro. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu, Comănești. Punctul acesta propun să-l amânăm
pentru că nu s-au definitivat lucrările pe gardul împrejmuitor. Ați văzut că încă se lucrează și nu sunt făcute toate cheltuielile exacte așa cu bani. Trebuie să mai facem un bunac, că trebuie și 85 de bani. Am avut situații din asta. Și de asta propun amânarea punctului 17. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Ioan Lasca. Deci, structura organizatorică a Spitalului Ioan Lasca suferă niște modificări, în bine putem spune noi, pentru că în urma reabilitării, modernizării, eficientizării energetice și toate proiectele care le-am avut noi pe această investiție de importanță majoră în orașul Comănești, spitalul, cred eu că toată lumea știe și sunt o parte dintre cetățenii de bună credință care își dau cu părerea că ar trebui așa și ar trebui așa. Dar dacă l-aș ruga să vină să se așeze pe scaunul de primar și să-i vină cetățeanul și să-i spună m-am adresat spitalului în cutare zi și din cauză că personalul de acolo s-a mișcat foarte încet, foarte încet însemnând așa, omul a ajuns acolo la ora 10 ziua și a plecat acasă la ora 21. Nu i-a făcut nicio injecție și nicio pastilă sau i-a dat un algocamin. Omul cu 3 coaste rupte, cu coloana vertebrală tasată și cu altele și cu altele. I-a pus doar un guler din ăla pentru Doamne ferește, fractură de cervicală să nu pățească altceva. După care la ora 21 i-a dat drum acasă. Nu i-a făcut nimic. A plecat acasă în aceleași dureri și în aceleași condiții. Nu are nimic cu nimeni, nici cu medicii, nici cu asistenții, nici cu... Dar dumneavoastră, dacă ați fi într-o situație din aceasta și v-ați adresa primarul orașului Comănești, în ce credeți că, ce ar trebui să facă primarul? Zic, doamne, bravo, doamne, bine că a făcut treaba asta. Dar nu numai atât. Asta e caz recent de sănătatea trecută. Nu numai atât. În timp ce era la staționar, unde avem două saloane pentru bărbați și femei, în timp ce era la staționar, a mai venit un cetățean cu atac vascular cerebral. Care știți cu toții, când se întâmplă lucrul ăsta, îți pierzi simțurile. Când ți-ai pierdut simțurile, a pățit și el ce a pățit, că n-a putut să-și controleze simțurile, da? Și când a venit asistenta și infirmiera, a spus, vai, dar ce ai făcut, dar ce e aici, dar unde te trezești, dar ciclo, dar mă, ce suntem noi aici cu tare, cu tare? Zice, noi n-avem Pampers, noi n-avem mica, vă rog frumos să vină familia, să rezolvă. Săracul avea o persoană din familie care venise nu știu cine și cu soția celui care era cu accidentul cu coastele rupte și cu asta, s-au chinuit și l-au curățat, l-au spălat, l-au desplecat, desfăcut, dezbrăcat și mai departe. La fel și acea persoană a fost ținută acolo tot cam așa, cam 10 ore, nu știu cât. Nu este posibil așa ceva. Se plâng medicii că nu li se răspunde corespunzător și prompt de către alte spitale. Pentru că spitalul nostru este spital de grad 4. Nu știu dacă știți cu toții lucrul ăsta. La spital de grad 4 nu avem linii de gardă pe ATI, nu avem linii de gardă pe radiologie, nu avem linii de gardă pe anumite specialități pe neurologie, că situația din asta, cum este asta care a avut accident vascular, ar trebui să fie linie de gardă pe neurologie. Și atunci trebuie solicitat un spital superior. Așa spune legea. Ei, în momentul în care se dă telefon de la spitalul nostru, la următorul spital superior, care este Moineștiu sau Bacău. Moineștiu este spital de urgență. Mai ales acum a obținut și statutul de spital clinic de urgență. Cred că ați văzut, ați citit prin presă. Spitalul clinic de urgență are cel puțin 7-8 linii de gardă. Acolo când te-ai dus pe orice domeniu, te preia un specialist. Aici noi avem un medic de intern, un internist și un chirurg. Atât. Nu poate ca să te evalueze,
și să-ți rezolve problema. Și atunci se apelează la un spital de grad superior. Medicul care este de gardă, în loc să dea telefon personal sau asistentul să-i facă legătura cu medicul unde vrea să trimită acel pacient, pune asistentul, sună dragă la Bacău, să-l trimite la Bacău. Și sună asistentul la cine? La una, bună ziua, suntem de la Comănești, avem un caz, puteți să-l primiți? Aia spune, nu domnule, că avem suri aici, ne trage, faci acolo. Și a încheiat meciul. Dacă medicul de gardă ar lucra profesional, profesionist, în așa fel încât să pună asistentul într-adevăr să-i facă legătura cu spitalul unde trebuie să trimită acel pacient care este de o gravitate foarte mare și să spună, domnule, sunt medicul cutare, vă rog să vă recomandați cine sunteți. Și când se recomandă, îi scrie acolo pe caiet pe un bilet, da, ăsta e medicul cutare. Bun, bună ziua. Uitați, avem acest caz. Puteți să-l primiți, legea vă obligă să-l primiți. În momentul în care ai știut să-i vorbești și vorbește de la medic la medic, nu poate să fie refuzat. Asta e clar. Pentru că este în joc viața unui om. Ori dacă nu se lucrează profesional, dacă nu îi se cere de medicul de gardă, celuilalt medic de unde urmează să fie primit și transferat pacientul respectiv, îți ținuți pacienții multe, multe ore la noi. Pacienții putând să însemne eu, dumneavoastră, oricine. A făcut accident vascular cerebral. Poți să zici ceva, domnule, las că mă duc mâine, nu mă duc acasă. Te ia salvarea, unul, doi, nici nu poți vorbi. Ai se strâmbasă lola și gura, așa mai departe. Deci nu putem să ne batem în joc. Și atunci, eu să mă duc să bat pe umere medicul, asistentul, bravo, bravo, bine că aveți condiții extraordinar de bune aici, bine că am investit sute de milioane de lei și bine că dacă vreți, faceți, dacă nu vreți, nu faceți. Mai mult decât atât. Ambii pacienți erau cetățeni din Comănești. De ce specific lucrul acesta că erau cetățeni din Comănești? Pentru că cetățenii din Comănești erau investitorii direct în acel spital. De ce erau investitori direct? Pentru că noi spitalul ăsta l-am făcut parțial cu fonduri europene și parțial cu fonduri locale. Fondurile locale care le-am investit acolo sunt din bugetul local, adică din contribuția fiecărui cetățean care a plătit impozitul la stat, la primărie. Nu toți cetățenii au plătit impozitul, dar majoritatea, 90%, 80%, 60%, au plătit acest impozit. Deci este investitor direct către bugetul local. Am văzut că s-a făcut o statistică și chiar mulțumesc celui care a făcut această statistică, eu n-am făcut-o. 60% din bugetul pe un an de zile, doar în anul 2023 sau 2022, nu știu în ce an, 60% au fost băgați bani în spital. Vă dați seama cât de multe lucrări și cât de multe investiții și cât de multă infrastructură și cât de multe servicii avem de gestionat într-un oraș întreg și noi doar 40% ne-a mai rămas să gestionăm întreg oraș. De la salarii, de la iluminat public, curent, ce avem noi pe acolo, gaze, cheltuieli cu școli, cu grădinițe, cu spital și ce mai avem. Tot 60% s-au dus doar în spital. Și atunci, eu ca cetățean care am investit 60% plus diferența 40% au fost fonduri europene, eu nu aș dori să fiu tratat corespunzător. Și dacă era de la Argeș pacient? Păi, dacă era de la Argeș, trebuie să se comporte la fel. Dar mă... Păi are legătură, pentru că ăla de la Argeș n-a dat niciun leu la spital. Și aș putea justifica comportamentul celor de acolo, asta e din Argeș, n-are nicio treabă. Păi poate să fac și domnule și ăla de la Mâinești. Și zice, domnule, nu ești de la Mâinești, nu te primesc. Păi așa fac ăia de la Mâinești. Ăia de la Mâinești așa fac. Când ajunge pacient din Comănești, ăla care ajunge din Comănești, pacient, îi dă cu frit. Vă spun eu înainte. Vă spun eu, am fost la urgență cu o persoană. Și în urgență. Aici la Comănești? Nu, la Mâinești. Așa. Și știi ce a spus? Sunteți de la Comănești. Ce căutați aici? Poftiți. Credeți-mă. Deci poftiți cultură. Doamna doctor Bodnari, care a trimis-o de la urgență, a fost trimisă la... Și a zis, ce căutați aici? Dar aveți medic? Dom'le, dar a venit în urgență. N-am venit acasă, am venit la spital.
Poftiți atitudine. Nu am făcut absolut nimic. Da. Medicul ginecolog la Moinești v-a trimis la Comăneci? Da. La da. N-aveți pe domnul doctor... Deși ei sunt spital clinic de urgență și au linie de gardă. Da, eu nu am... Nu ei au linie de gardă. Eu nu înțeleg logica asta, că într-adevăr comăneștenii au contribuit la spitalul ăsta. Clar, asta e clar. Dar nu înțeleg logica... Dacă vine vă spun acum logica. Vă spun logica. Îmi dați voie, imediat vă spun și logica. Acum vă spun logica. În afară de faptul că am cheltuit 60% din bugetul local, din taxele și impozitele comăneștenilor, am mai făcut pe lângă acest lucru un împrumut de 120 de miliarde de lei vechi, pe care îi achităm, îi plătim ca popa. Ghiciți de unde? Ghiciți de unde? Da, domnul primar. Tot de la bugetul local. Bugetul local, este clar. Investițiile s-au făcut de la bugetul local și, teoretic, spitalul de servici și toată valea acolo. Cum spunea? 80.000 de locuitori. Dar, dar eu întreb, dacă vine un pacient de la Argeș cu accident cerebral, vascular cerebral, și unul de la Comănești, să face creierii în funcție care din copilă și mai e să intervin, domnul consilier. N-ați fost atent la ce a spus domnul primar mai devreme. Legislația în domeniul sanitar spune, suntem categorizați ca spital de ultimul pat. Spitalul clinic. Dar la... nu vorbesc de clinic. Da, mă lăsați că asta la o legătură cu asta și după aceea discutăm, da? Spitalul nostru, vine pacientul de la Argeș, vine pacientul de la Comănești. Doi pacienți sunt primiți la fel, întotdeauna. Nu a fost primit niciun pacient de pe valea asta, totuși, din cunoștințele mele, nu a fost trimis la alt spital decât dacă a fost luat cu salvarea și opolit spitalul Comănești. Și dar a fost, a fost și în faza asta când ne-au opolit spitalul. Sunt situații în care vii cu un atac cerebral, vii cu așa ceva, neavând linie de gardă, conform legislației în vigoare, spitalele de urgență, spitalul de la Bacău, spitalul de la Onești, ar trebui să te preia. Da. Și să te tratezi. Da. Ați auzit situația? Domnul consilier, eu mai am, o problemă și eu mai am o problemă pe care vreau să o vă prezint și dumneavoastră să-mi spuneți acum cum credeți că este bine de făcut. În zona Comănești-Moinești nu există medici de diabet, diabetologi. Nu există. Doar Comănești are doi medici de diabetologi. Doar Comănești. Din cauza că există o așa mare, un așa mare număr de solicitanți și acești solicitanți sunt din Bereștea, Slău, din Sascut, din nu știu de unde, de peste tot. Că nu sunt, mi se pare că nici Oneștiu nu are. Mi se pare că nici Oneștiu nu are. Suntem singurii care au acest serviciu unde avem doi medici de diabet. Medicii care, pacienții care beneficiază de aceste servicii medicale pe diabet, sunt dependenți de acest medic de diabet. De ce? Pentru că nu pot să ia nicio pastilă, nu pot să ia nicio rețetă, nu pot să beneficieze de niciun fel de serviciu medical decât prin acești medici. Bun, ok. Și atunci se pune problema. Au ajuns la urechile mele că medicii de diabet au sistat, au programările, deci până acum se făceau programări, venea acum și zice în septembrie, vă rog, până ziua, în septembrie, tot septembrie. Și la un moment dat s-a terminat septembrie și a spus nu mai primim niciun fel de pacient, niciun. Și am întrebat așa, pot eu ca să umplu lista mea de programări și tot ce înseamnă pe această specialitate în condițiile în care toți cetățenii Comăneștiului au investit atât din bugetul local, cât și din ratele de împrumut care le plătim acestui spital. Și să vină pacient din alte localități, cum este, v-am spus, nu știu ce localitate vreau, Solonți, vă dau din altă, Poduri sau nu știu care. Și ăla să vină să fie tratat, iar pacientul din Comănești să-i se spună, îmi pare foarte rău, nu mai aveți dreptul la programare. Este corect așa? Spuneți dumneavoastră, cum vedeți treaba asta? Medicul când a făcut programul și spune că are loc în septembrie, ar trebui să ia pacienții în ordine. Că la locul 5 e ăla de la Comănești, pe 7 de la Piatra Neamț, pe locul 10 e de la Comănești. Și ia în ordine. Dacă ai programare făcută... Da, și eu sunt de acord. Să ia în ordine pe toți din Comănești, domnul
conține. Să ia în ordine pe toți din Comănești, pentru că toți din Comănești plătim rate și dobânzi și tot ce vreți la bugetul local. Și dacă mai încap, bine mersi, primim și pe aia de la Solonț și pe aia de la Poduș. Asta înseamnă o condiționare? Nu este condiționare. Este un serviciu plătit din contribuția mea ca cetățean al orașului Comănești. Eu plătesc un serviciu și nu-mi permit și nu admit ca să fiu trimis la plimbare, pentru că dumneata îți ocup lista cu ăla și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Eu vreau ca cetățenii din Comănești să aibă prioritate, ca să spunem așa, pentru că sunt dar dumneavoastră dacă vă duce la ușă și vi s-ar spune că mai veniți prin septembrie pe aici și știind că suntem contribuabili la spitalul și la bugetul spitalului, ce ați zice? Pentru că sunt dependenți de viață și de moarte, să știți. Dar ce făceam? Cum? Dacă m-am dus la Târgu Mureș și mă refuza că nu vin Târgu Mureș și nu făceau... Spitalul Târgu Mureș nu este spital de grad 4, este spital clinic universitar și are adresabilitate la toate nivelele din țara asta. Noi suntem spital de grad 4. Să stabilească protocolul. De exemplu, salvarea are protocol. Da? Dacă ia un accident vascular de la Ghineș, dau un exemplu, nu știu, dacă stabilești pe ambulanță, prin telefon, cu 1-2, stabilești că e accident vascular, eu nu mă pricep la... Și aici este o altă... Și el stabilește că are accident vascular. Logic mi s-ar părea, și încă Comănești este spital de rang 4 și nu are linie de neurologie, să ducă direct unde are linie. Așa ar trebui. Dar ar trebui să fie așa și dacă din Comănești să ducă la spital de grad superior. Păi dacă nu ai linii normal, ce să ții? Păi da. Protocolul este așa, corect? Protocolul spune că trebuie să fie adus la primul spital. Primul spital de la Ghimeș și Comănești. Îl ia și introduce la Comănești și stă pe targă 4 ore, 8 ore, 10 ore, cât stă acolo. Dar nu-i protocolul făcut de către. Dar nu știu, nu am spus asta, am înțeles. Deci, am vrut să subliniez faptul că orașul Comănești este cel care a investit enorm și vă mai pot da un exemplu. Pe timpuri, cu ani, zeci de ani în urmă, aveam, să zicem așa, nu un protocol, dar noi eram singurii din zona Văii Trotușului care aveam mașină de pompieri. Și eram și singurii care aveam echipaj de care desărgea mașina de pompieri și echipaj care era pentru intervenții în caz de urgență, pentru incendii. Chemând toți primarii de pe Valea Trotușului, Asău, Agăș, Palanca, Brusturoasa, Ghimeș, și de la Vale, de la Dărmănești, Dofteana, pentru că se duceau mașinile, erau solicitate tot timpul în toate direcțiile acestea, i-am rugat respectuos să ne ajute cu decontarea cantității de carburant care o cheltuie mașina noastră ducându-se la Ghimeș, ducându-se la Dofteana, ducându-se la nu știu unde. Și atunci au refuzat în unanimitate. Și era vorba de o cantitate, cât motorină poate consumi. Dar mașina suna în fiecare noapte, ar de la Agăș, ar de la Palanca, ar de la Ghimeș. Și mă sunau pe mine, domn primar, ce facem? Că ea nu se vrea să semneze protocolul. Măi. Și nu puteam să refuz știind că arde o casă acolo. Și singura soluție pe care am putut-o la vremea aia rezolva, am înființat această unitate de militară de pompieri la Comănești. În momentul acesta, în momentul în care arde, nu mai trebuie să mai pune problema că are aia deservesc toată Valea Trotușului până la Ghimeș. Iar în Comănești, dacă ia foc o gospodărie, ajunge mașina în 5 minute. Despre asta e vorba. Iar la salvare, dacă pacientul meu din Comănești, al nostru, este într-o stare gravă și eu îl las că trebuie să servim, mai avem încă 5 pacienți din diverse localități. Și al meu îl las să moară, nu? Domnule, lasă moara. Domnule, dar al meu plătește rate la bancă, domnule. Plătește rate la bancă. Nu e vorba neapărat, dar totuși ca medic trebuie să prioritizeze și lucrul ăsta. Nu există așa ceva. Sunt alte sfințelor. Nu există așa ceva. Cum să prioritizeze? Vine ăla aproape mort și tu îl dai deoparte că ăsta e... Nu-l dau, domnule. Îl trimit la spital de specialitate. Îl trimit la spitalul de rang superior care are în atribuțiuni rezolvarea cazului. Nu-l dau eu deoparte, nicăieri. Eu trebuie să-mi dea salvare, să-l duc la spitalul care trebuie. Dar nu-i țin buluc aici pe toți și îmi bat joc și mor toți oamenii aici la noi pe
Mă refeream la doi pacienți care pot fi tratați aici, mă refeream. Nu, decât de primis, e clar că îl primis. Dacă nu ai ce să faci cu el, ce să faci? Deci dacă nu primește, nu primește, nu primește, care e clinic de urgență. Dar nu, nu asta discutam. Domnule, noi discutam, noi discutam că Moineștiu... Domnul consilier, noi discutam că Moineștiu care are în atribuțiuni obligația de a primi orice pacient că e spital clinic de urgență și trebuie să desfinească toate valea trotului. Nu-i primește când au căs din Comănești, iar noi stăm și ne uităm la ei cum ne lasă pacienții să moară pe drum și prin sala de așteptare. Despre asta vorbim. V-am povestit de doi pacienți care au stat de la ora 10 până seara la ora 21. Nu-i normal. Păi da, dacă dumneavoastră... Păi și cum? Și atunci tot îmi spuneți că da, trebuie să-i luăm pe la rând. Domnule, toți trebuie să fie serviți. Salvăm vieți. Dar în momentul în care am de salvat vieți din Comănești și din Ajut, ăla de la Ajut poți să-l trimit, ăla din Moinești trebuie să-l primească pe la din Ajut, domnule. Că ăla deservește toată valea trotului. Dacă ăla e mai grav, dacă ăla nu e mai grav, medicul decide la fața locului. Când ați accesat acest... Nu facem tot ce ne pe ce desfăcăște întreaga bani. Păi și-o desfăcăște, domnul profesor. Lăsați-mă, vă rog, cum este de mine. Acest om este un spital privat în care își poate, în acest fapt, în care își poate selecta clientele acolo de așa. Pacienții, toți pacienții au dreptul la sănătate, indiferent de unde vin. În măsura în care există departament de consultație și tratament pentru problema sa medicală. Cu alte cuvinte, nu este normal și omenesc ca alți pacienți să aibă prioritate, chiar dacă sunt din Comănești, în evaluarea celor din zona limitrofe sau de pe vară. Toți pacienții au dreptul la sănătate. Nu este un spital privat. Prin lege, spitalele de urgență se află la Bacău, la Moinești, la Onești. Noi nu suntem spital de urgență, oameni buni. Mare departament Moinești, pentru rezolvarea problemei sale, Moinești că spital clinic de urgență. Nu Moinești, Moinești. Și Oneștiu. Și Oneștiu. Nu e normal, se pune la fișier o persoană din Comănești și una din Dărmănești, de pildă, să spună că Comănești are prioritate, dumneavoastră mai așteptați. Nu e omenesc acest aspect. Da, e omenesc ca prostul din Comănești să plătească taxe și impozite până nu mai poate și dacă are doi pacienți, eu să aleg să-l aleg pe ăla din Dărmănești. Și el plătesc taxe și impozite ca proștii că tot i-a zunit așa? Păi da, dar nu plătesc la Spitalul Comănești. Nu plătesc pentru Spitalul Comănești. Spital de stat. Da? Nu e privat. Deocamdată. Până luați noastră în posesie, poate. În posesie l-am luat, domnul Sarcă. L-am luat în posesie de vreo 10 ani, de mai mult, de vreo 13 ani l-am luat în posesie. Că l-am luat noi cu toții în posesie, nu eu personal. L-am luat Consiliul Local și a investit de atunci sute și sute de miliarde de lei vechi. Zeci de milioane, peste 20 de milioane de euro. A investit până acum Consiliul Local în acest spital. Și pacienții din Comănești, cetățenii din Comănești, trebuie să fie serviți la cheie. Dacă mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Nu trebuie să fie pus pe targă și lăsat acolo pe pat până la 28 seara. Nici nu trebuie să pe targă. Nici nu trebuie să pe targă. Pentru că trebuie să fac jocoriți și unii public. Aveți înregistrări, domnul consilier. Haide să nu mai lungim ședința. Ce tot atâta? Îi umiliți, îi faceți aia. Haide să vă dăm aici ce ne umilirea, umilirea este de către personalul sanitar. Adică nu toți, nu în totalitate. Deci umilirea este a personalului sanitar care își bate joc de pacient și mi-l lasă 9 ore, 12 ore, mi-l lasă pe targă să stea. Atunci este umilirea, nu a mea. Intervenția mea în actul medical, că tot vorbiți de chestia asta, în actul medical, este aceea că da, am intervenit în actul medical. În ce mod? Am adus aparatură de ultimă generație, foarte performantă, am pus-o la dispoziție întregului personal medical al spitalului pentru a putea să investigheze, să diagnosticheze și să poată să ajute pacienții. Aici este intervenția noastră. Nu este intervenția ca să-i spun dă-i la rețetă, lor la dă-i piramidoare, nici lor la nu ce nu-i da. Deci despre asta vorbim. Actul medical îl face medicul și atât. Nu-l face nici asistent, dar nici... În funcție de cunoștințe lui, din meseria lui, face actul medical. Da, și atunci ce tot odască primarul se bagă în actul medical? Primarul se bagă. Eu vorbesc de faptul că medicul stabilește cine este urgență, cine este o prioritate medicală.
Nu aveți dreptul să stabiliți asta. Nu, nu stabilește nimeni asta. Deci medicii trebuie să analizeze funcție de gravitate și funcție de diagnosticul pe care îl are pacientul, măria sa pacientul care medic, datorită acelui pacient funcționează, datorită acelui pacient are salarul, trebuie să analizeze care este pacient care trebuie să rămână la Comănești și care pacient este care trebuie să meargă mai departe. Despre asta vorbim. Adică și dacă am doi pacienți, pot să hotărăsc că pacientul din Comănești să rămână la spitalul din Comănești. Pot să hotărăsc sau nu? Păi dacă pacientul ăla din Comănești... Pacientul nu știe. Pacientul care este distribuit la spitalul din Comănești, dau un exemplu, se adresează conform legii unui spital superior. Nu se greșește cu nimic aici. Deci medicul stabilește dacă pacientul ăla din Comănești este un caz grav și trebuie trimis mai departe, la Comănești, la Bacău, la Mureș, la Iași, oriunde ați zis, stabilește și treaba asta. Și dacă ăla de la Azăș nu este un caz grav și poate fi tratat aici, îl păstrează aici. E simplu. Da, e simplu. Păi asta spun, e simplu. Că dacă ăla e caz grav, nu lăsă-l țină pe ăla caz grav din Comănești și îl tratăm aici, că o plătit. Eu v-am dat două exemple de pacienți grave amândoi care au fost ținuți și trimiși acasă fără să se facă nimic. Ideea asta era, despre asta vorbim mai. Că speculăm acum. Ideea asta era că medicul nu s-a implicat aici și a intervenit domnul primar. Pentru că el trebuia imediat un telefon. Da, domnule, la spitalul de la Moinești am pacientul respectiv. Da, dar spitalul Moinești răspunde că nu are locul, nu vrea să se primească. Noi facem campanie. E clar, asta e ideea care a spus... Medicul de la Moinești nu vrea să-i primească. Ăla are prioritate că e de la Comănești, Moinești sau nu știu ce. Nu, n-a spus atent. A zis clar a zis. Medicul nu și-a făcut datoria. Și el și-a spus cei de la Comănești au prioritate. Da, domnule, au prioritate. Cei de la Comănești au prioritate. Nu ați înțeles bine? Au prioritate cei de la Comănești pentru că au investit în spitalul ăsta, domnule. Avem rate de plătit, avem toate, până acum tot spuneți că am investit prea mult în spital și acum vreți ca să trimitem la plimbare pacienții din Comănești. Vreți să-i trimitem la plimbare, nu? Păi trimitem domnule la plimbare. Stabilești dacă e de tratat aici sau nu. Prioritatea trebuie să o ai cu cazul medical, nu buletinul. Vreau să-mi zici ce spuneți. Așa cine are registrat, e că ăla la Moinești refuzat, sau că ăla la Moinești... Toți medicii spun lucrul ăsta. Păi, așa spun toți. Toți medicii care merg la urgență, stați de vorbă cu ei și vedeți cum vă spun că nu-i primesc aia de la Moinești. Despre asta vorbim. Iar aia de la Moinești au obligație prin lege să primească orice pacient. Ei sunt spital de urgență. Este cum este spitalul Floreasca de la București. Așa este spitalul de la Moinești. Sunt pe aceeași clasă de categorisire. Nu poți ca tu să spui, domnule, tratez eu aici la Comănești pe toți. Nu. Ce este de specialitate și asta poate să fie trimis la Moinești și Moinești ar trebui să primească. Dar Moinești nu vrea să-i primească. Și atunci eu, dacă sunt în situația aceasta, ce fac? Îl trimit la plimbare pe ăla din Comănești, zic, domnule, mă, stai, du-te acasă și n-ai treabă cu noi, avem grijă de nu știu cine. Deci eu nu m-am referit că trebuie neapărat să-i trimită acasă pe aia care sunt din alte localități. Dar aia de la localitate poate să-i trimită la spital de specialitate. La fel cum poate să facă școala de la Comănești, dacă nu-i poate fi tratat aici. Cei de la Comănești au prioritate la viață. Pentru că au investit toți banii din bugetul local pe ultimii nu știu câți zeci de ani și pe următorii zeci de ani. Noi plătim rate lunar la bancă. E așa de greu de înțeles? Da. Pentru că... Părințile astea, părinții dumneavoastră, Dumnezeu să ierte, din asău fiind, ar fi avut dreptul să se trateze la Comănești? Nu. Că din altă locație? Nu, numai aia din Sascut aveam dreptul. Da. Numai aia din Sascut. Nu aș vrea să extind discuția, pentru că ar fi neplăcut. Să vă spun că părinții mei, Dumnezeu să-i ierte, mama mea a fost într-o situație din aceasta, am internat-o la spital, eu a trebuit să plec la București, că am avut o conferință și a stat 3 zile acolo. Când m-am întors înapoi, mama era în salon, fără să îi se administrat nimic, nici măcar o pastilă.
Mai mult decât atât, i s-a dat o felie de pâine cu margarină, o margarină care nici nu era corespunzătoare și a fost rău până a venit, eu n-a putut să mănânce absolut nimic. Asistenta mi-a sugerat în mod politicos și respectuos, domnul primar, nu vă supărați. Știți, de când ați plecat dumneavoastră, nu s-a îngrijit nimeni de mama dumneavoastră. N-ar fi bine să vorbiți un pic cu medicul? În ce sens să vorbesc cu medicul? Să vorbesc eu un pic cu medicul. Deci nu putem să mergem așa, în acest fel. Nu putem să mergem în acest fel. Am pus la manager, dacă vreți, îl aduc și pe cine vreți dumneavoastră. Vă pun pe dumneavoastră, manager de spital, 5 luni, 7 luni, 1 an, 2, 3, ca să vedeți dumneavoastră pe ce se mănâncă ceapa și brânză. Oameni care nu sunt calificați pe domeniul medical. Dar cine sunt calificați pe domeniul medical? Medicii nu doresc să accepte servicii de activități de management pentru că ei își pierd, din punct de vedere profesional, își pierd îndemânarea, ca să zicem. Dacă e chirurg, dacă e ce profesie are el. Iar ceilalți care sunt, care îndeplinesc condiții, jurist sau economist, se pricep mai mult sau mai puțin. Pentru că intră în lumea medicală și când a intrat în lumea medicală începe să spună o mie și una de chestii pe care te blochează. Nu mai știi, o fi așa, nu fi așa, o fi real, nu fi real. Și medicii sunt ei. Directorul medical este cheia și la cata într-un spital, ca să știți de la mine. Directorul medical este cel care analizează toate solicitările medicilor și directorul medical este cel care ia decizii corecte în ceea ce privește actul medical și tot ce se întâmplă acolo. Direct managerul este din punct de vedere economic, financiar, avem, administrativ. Avem directorul medical? Da. Păi și ce facem? Avem director medical, avem tot ce vreți dumneavoastră. Dar vreau să vă spun că situația în acest domeniu este o situație complexă și nu mai tot bălăcărit spitalul și primarul, că uite, primarul nu lasă medicii să investigheze și să execute actul medical, că nu știu ce. Deci eu văd cu ochii mei pe camere cum un pacient vine cu cheile în mână și cu o mână să ținea de inimă, că a făcut infarct, îl ia medicul de la primire și îi arată așa cu degetul. Vă arăt, punem proiector aici, se vede tot. Și îi face cu mâna și el în 20 de minute a plecat cu vată în nas, direct la morga. Nici nu s-a dus să uite la el să-l investigheze. Ce vorbim aici? Spuneți mie că de ce se bagă primarul? Păi dacă îți vine familia pe cap și te nebunește, uite, domnule, a murit ăla. Degeaba, cu zile. Și în ce film jucăm aici? Tot îți spuneți, dar oamenii cei care sunt nemulțumiți apelează direct la primar. Nu se duce nici la manager, nici la directorul medical. Vine la primar. Pentru că știe că primarul este cel care a investit în acel spital împreună cu toți cei care sunt finanțatorii de acolo, că e fonduri europene, că tot ce este, și este responsabilizat de ce se întâmplă lucrul ăsta. De ce pleacă omul așa? Pentru că nu ați avut situații în familie, poate. Nu ați avut situații în cunoștință de cauză, în care să vedeți cum îți trimiți și oamenii acasă și nici măcar nu-i întreabă bună ziua sau nu știu ce, și tu să-i lași în pace pe doctor. 4 zile n-a vrut să stea nimeni la camera de gardă. Niciun medic n-a vrut să stea 4 zile. Am spus că pun un afiș pe geam, inventar. Vă rog, nu mai veniți la acest spital, că este inventar aici. Ce vorbim? Că nu vreau, domnule, eu nu vreau să fac de gardă. Și vin medici de gardă și fac de gardă de la Bacău, de la Sascu, de la Apșu, de unde n-ai mai vin, Doamne, iartă-mă, vin din toată țara asta și fac gărzi, iar la noștri din Comunie nu vor să facă gărzi, domnule. Păi și la întrebați de ce funcționează? Păi de asta am zis, că mai trebuie să-i mai trimitești prin alte părți, domnule. Îi mai trimitești. Noi cu cine descurcăm, cu ce putem noi. Adresabilitatea este extrem de mare. Adresabilitatea la acest spital este extrem de mare. Dacă mie, noi avem posibilitate să rezolvăm 1200 de cazuri pe lună și nouă ne vin 2000 de cazuri pe lună. Prea plinul ăla, de la 1200 la 2000 de cazuri,
Îi luăm și tratăm aici, chiar dacă nu-s din Comănești, chiar ai mei din Comănești, ai noștri din Comănești, îi trimitem la altă parte, nu? Așa? Așa vedeți dumneavoastră lucrurile. Așa le categorisiți. Ori nu este așa. Eu dacă pot să mă încadrez în cei 1200 de cazuri, caut să rezolv cât pot de rapid, de urgent și cu celeritate cazurile cetățenilor care sunt funcție de gravitate, dar și dacă au aceeași, sunt pe aceeași treaptă de valoare și trimit cei 300-800 în plus, îi trimit la Moinești, nu-i trimit pe ăștia din Comănești. Nu-i trimit pe aia care sunt din Comănești. Da. Deci, în momentul în care am investit și am făcut atât de lucruri frumoase și bune la acest spital, căutați într-una să tot ponegriți, să tot denigrați, să tot spuneți că spitalul, da, s-a investit, dar nu-i bine, dar nu m-a, dar medicii nu... Dar medicii ar trebui, vai, medicii ar trebui, vai, pleacă medicii la spital. Cine pleacă de la spital? Spuneți-mi și mie ce medic pleacă de la spital. Știți ce medic a plecat de la spital? Medicul care a fost silit, pur și simplu, de către asistente, să li se mărească salariul cu 80% sporul. Și a trimis-o la înaintare un medic, o doctoriță de la Neuro, Paraschivescu, și a tot insistat să le măresc salariul, să le facă sporul de 100%. Nici spitalul de la Iași, de neurologie, nu aveau sporurile pe care le cereau cei de aici. Sunt 13 medici care au părăsit spitalul. Dumneavoastră, în momentul în care spuneți că sunt 13 medici care au părăsit spitalul, ați adus vreun medic la acest spital? Unu. În atribuțiile mele. Da? Ei, să știți că în atribuțiile mele au intrat și intră și eu am adus 10 de medici, 50 de medici am adus eu. Așa să știți la mine. Păi au plecat 13. Au plecat că s-au pensionat, au plecat că s-au dus aproape de casă, că din diverse localități, din Suceava, din Botoșan, de unde mai sunt ei, și au vrut să fie lângă familie. Sunt diverse motive. Nu pentru că primarul nu i-a lăsat, eu mă să lucreze. Domnul consilier, în campanie electorală, putem discuta din după alegeri. Păi nu, dar situația asta este bat jocoritoare la adresa cetățeanului din Comănești. Când îi spui într-una, da, domnule, ați plătit, domnule, ați plătit la spital, dar degeaba ați plătit, degeaba ați dat bani, degeaba că nici nu trebuia să dați vreun bani. Păi noi am cheltuit banii cu aprobarea în unanimitate a Consiliului Local, sau poate dumneavoastră n-ați aprobat, nu știu exact, o să ne uităm, și din cauza asta vorbiți atât de batjocoritor la adresa spitalului. Pentru că nu ați aprobat proiectele de finanțare a acestui spital. Ori aceste proiecte. Dumneavoastră știți ce demersuri pe care le faceți în spital. Dar la spitalul de o să rog respectuos consilierii ca la Consiliul Local, când fac diverse afirmații, să vină și cu dovezi în spate legat de abuzuri și de asta să lăsăm returi păi, la poliție. Păi haideți să vă spun eu, domnul consilier, de ce am făcut abuzuri? Pentru că au forțat direct medicul pe neurologie ca să înforțeze mâna, m-a șantajat că dacă nu le fac 80% sporuri, pleacă și nu mai stă în spital. După care medicul a plecat, că se făcea de rușine, că a spus că nu mai rămâne, dar era, deși era un medic pensionar, da, o doctoriță de la Onești. Și a plecat, pentru că nu i-a mărit salariul cu 80%. În condițiile în care spitalul merge pe pierdere, în condițiile în care spitalul are gaură pe anul 2023, 5.300.000.000, nu am deprinit indicatorii de performanță și noi am pierdut bani de la bugetul la Casa de Sănătate și în condițiile în care acești bani se pune de la bugetul local. În condițiile în care noi am mai pus cofinanțare de la bugetul local la proiecte, am pus cofinanțare de la bugetul local pe rate și dobânzi la bănci și mai fac și gaură deasupra și mai vor și sporuri în plus. Și după ce au plecat ăștia, știi ce au venit la mine toți asistenții? Că să-i distribui în spital pe alte secții. Zic, poftim, dar este vreo secție care nu merge? Spuneți-mi ce secție nu merge. Dacă aveți o secție care nu merge, și, păi ei vor să fie în diverse conjuncturi, să fie la un salon, dacă sunt patru paturi sau două paturi, să fie asistent la fiecare colț de pat, câte patru asistenți la un pat. Păi nu se poate așa ceva, fraților. Noi dacă nu performăm, nu putem să aducem asistenți cu nemiluita. Noi putem să aducem dacă avem un plus în bugetul spitalului de 1 miliard sau 2 miliarde, noi atunci spunem câți asistenți mai putem să angajăm. Mai angajăm încă 5 asistenți. Dar dacă tu mergi pe pierderi, ne întrebăm
câți asistenți trebuie trimiși acasă. Pentru că nu performează. Pentru că ministrul sănătății, l-am auzit în nenumărate rânduri, că se va merge încet, încet spre această idee de evaluare a cadrelor medicale, a medicilor, pentru că spunea domnul ministru atunci, nu se poate ca un doctor chirurg, ca un medic chirurg, să fie plătit la fel ca același medic chirurg, un medic chirurg care plătit la fel, care face 2-3 operații pe lună, să fie plătit cu același salariu cu un medic care face 3-4 operații pe zi. Nu este corect. Așa a spus ministrul sănătății. Poate că mi se pare că nu vorbea corect. Eu sunt întru totul de acord cu această chestiune. Ca fiecare specialitate să fie retribuită conform muncii pe care o prestează și pentru că noi avem contractat cu Casa de Sănătate o sumă de bani care este alocată Spitalului Comănești conform contractului, eu să mă uit la medici și la asistenți cum nu fac lelene să scrie 3 fișe de internări de zi ce mai e acolo și rămân banii necheltuiți și să vină la noi la primărie spune, domnule, știți, dați-ne și nouă 5 miliarde, că nu ne încadrăm cu salariile. Dumneavoastră vedeți corectă treaba asta? În momentul în care o instituție nu funcționează corect și nu se încadrează în indicatorii ceruți, trebuie schimbat echipa managerială. În concluzie, trebuie să schimbăm primarul. Adică, în concluzie, nu putem să le cerem să performeze, să schimbăm primarul, că vrea imatale primarul acum, na. Ia că ai ocupat locul de primar. Ia că ai ocupat locul de primar. Dar ce fac alte spitale de funcționare? Domnule, toate spitalele lucrează în aceleași condiții și la aceleași parametri care lucrăm noi. Am fost dat la televizor aseară, la Europa FM, aseară, ca exemplu de bună practică. Mi-a spus cineva, nu-i dau numele acum, m-a sunat atunci, se vorbea de spitalele din Bacău. Din județul Bacău. Și făcea referire la spitalul județean, care solicită într-una sume de bani de la Casa de Sănătate și de la Minister. Și făcea comparație cu un spital mic din județ și spunea, din orașul Comănești, unde nu numai că nu ne-a solicitat niciodată vreo sumă de bani, dar a făcut investiții de la bugetul local și a adus spitalul la o performanță și la un nivel foarte ridicat. Asta a spus ieri la Europa FM. Păi facem performanță sau nu facem plan de performanță? Păi facem performanță pentru că am investit în spital de la bugetul local. Dar performanța medicală, serviciilor medicale, le fac cadrele medicale. Deci asta mă refer. Se făcea la performanța medicală sau la performanța administrativă? Se făcea la performanță, la vorba de administrativ, că administrativul din Comănești n-a cerut vreun leu vreodată de la minister. Și de la nimeni. N-a cerut niciodată de la nimeni. Administrativ este performanța. Da. Și dădea exemplu chiar că, uitați-vă, că deși este Consiliul Județean, unde au alte surse și alte valori financiare de plată, deși aveau situația aceasta, nu puteau să performeze, că nu pot, vin într-una și solicită bani de la Minister și de la Casa de Sănătate. Despre asta vorbim noi. Să nu credeți dumneavoastră că e o treabă așa de ușoară pentru a gestiona și a administra o situație atât de complexă. Știți cât sunt salariile la spital? V-am mai spus. 20 de miliarde de lei pe lună. Știți că niciun salariat din spital, niciunul, nici măcar unul, țineți minte ce vă spun eu, nici măcar șoferul nu este să nu ia sporuri. Niciunul. Toți au sporuri. Dar sporul se ia 10-15%, 20% până la 55% și se poate duce până la 80%. În momentul acesta, suntem în evaluare de o echipă din Ministerul Sănătății pentru a transforma camera de gardă a Spitalului Iureșnescu Ioan Lascăr în cameră de primire urgență, în CPU. Valoarea cu care este investigat plătit un pacient când este pe cameră de gardă este de 60 de lei. Valoarea cu care este plătit un pacient pe CPU, același pacient, este de 200 de lei dacă ești CPU. În momentul acesta, noi suntem în evaluare pentru a fi a trece la etapa de cameră de primire urgență. În situația în care
vom fi camere de primire urgențe medicilor care lucrează la camera de gardă și care refuză cu toții acum să accepte serviciul acolo, li se vor putea să primească 75% spor. Deci va lua aproape două salarii. Aici suntem noi. Deci echipa noastră a primăriei Comănești a luptat și luptă să putem performa, să putem aduce bani, să putem să aducem aparatură. Suntem acum în achiziție a aparaturii, ultimul proiect de 3 milioane de euro, unde avem cele mai... Doctorii sunt uimiți când văd ce aparatură am putut să avem. Îmi spun că, doamne, în România mai este doar într-un singur loc aparatura asta. Doar într-un singur loc. Când vedem ce... Când deschid și văd ăștia ce aparatură am adus aici la Românești. Și sunt unii care... Doare la pască că aduce aparatură, când aduce. El își face campanie electorală, că spitalul nu-i bun, primarul nu-i bun, să părăsească imediat locul, că eu vreau să iau locul. Nu discutăm pe această categorisire de gândire. Noi căutăm să discutăm pe situația în care putem să performăm și să ajutăm spitalul, grădinița, creșa, școala, rețeaua de gaze, rețeaua de canalizare și tot ce este. Despre asta discutăm noi. Investim în tot ceea ce putem și acolo unde primim, unde este linie de finanțare. Dacă am linie de finanțare pe spitale, pe spital ne ducem și aducem bani acolo, cum am făcut acum. Dacă avem pe școli, am făcut pe școli. Dacă avem pe panouri fotovoltaice, am făcut pe panouri fotovoltaice ca să avem asigurat iluminatul public gratuit. Dacă avem pe deșeuri menajere, am făcut pe partea de asta, pe insule ecologice și pe centre de aport voluntar, unde putem să performăm și acolo. Deci noi ne ghidăm și ne ducem pe ce domeniu ni se finanțează lucrări și proiecte. De aceea suntem pe locul 2 în țară ca finanțare, ca proiecte accesate și câștigate pe PNRR. Iar proiectele pe PNRR tot datorită nouă. Dacă e datorită dumneavoastră, de ce n-au câștigat, domne, și alții proiecte pe PNRR? De ce Comănești a câștigat, sunt pe locul 2 în țară și în altă parte sunt pe locul 17 în țară sau pe locul 200 în țară, pentru că în țară sunt 400 de spitale. De ce numai Comănești a putut să acceseze fondurile astea? De ce este Comănești singurul oraș din județul Bacău care a accesat fonduri pe PNRR pe eficientizarea energetică a blocului? De ce? Care credeți dumneavoastră că e motivul? Aceste proiecte așteaptă de foarte multe vreme. Da, păi PNRR-ul așteaptă de foarte multă vreme. PNRR-ul este venit din 2021. Și așa că de foarte multă vreme, de bea acum ai pornit PNRR-ul și suntem primii la județul Bacău, ca să mai zic Moldova, cu locul 2 pe țară. Și de foarte multă vreme. De foarte multă vreme avem proiectele pe școli. Pe școli. Proiectele de reabilitare, nu de PNRR-ul este făcut de echipa lui Ghinea, de la USR. Dar n-am auzit de ăștia, cine ar fi. Așa. USR, ca să fie pe aia. Ura. Da? Mulțumită muncii lor, de tot bun de zile, pentru că au fost la PNR. Da? Și, și, și blocurile nu sunt pe PNR? Blocurile nu sunt pe PNR? Da, asta zic. Așa, nu și? Nu PNR. Da? Deci nu spuneți că nu, ceilalți nu au făcut nimic. Domnule, uite așa am aflat și eu, datorită cui avem blocurile pe realitate în Comănești. Uite așa am aflat și eu. Aveți banii, prin ce finanțare da, alți, bani? Alții de la USR din alte localități, de ce nu au obținut? Care sunt? Spre exemplu, la Bacău, câte blocuri face datorită USR-ului care a făcut proiecte pe PNRR pentru blocuri? Câte blocuri ați făcut la Bacău? Câte blocuri aveți la Bacău? Zero. Zero blocuri aveți la Bacău. Vă spun eu, aveți zero blocuri la Bacău. Ce să spun, și aici am avut că USR-ul a votat orice proiect împotrivă. La capitolul blocuri, USR-ul a votat numai împotrivă. Deci proiectele USR-ului, dacă era să fie după USR, noi nu aveam niciun bloc făcut. Nu aveam niciun bloc făcut la ora asta, pentru că v-ați abținut când a fost vorba sau ați votat împotrivă la proiectele pe PNRR? În HCR-uri care nu sunt în regulă formulate. Am ajuns odată la discuția juridică și doamna Cosimie. Nu, am ajuns la discuția electorală, domnul. Domnule Max, să ne dăm o viață, domnule. Eu discut cu dumneavoastră niște lucruri care mi le tot aruncați în față la
atâtea ședințe în care doamna secretar ne-a explicat din punct de vedere juridic, dacă dumneavoastră aveți cunoștințe mai vaste decât doamna secretar, vă rog să spuneți aici, să aduceți bituma și să vedem dacă dumneavoastră aveți dreptate că niște HCL-uri nu conțin nu știu orice. Ce. Deci, Gigi, domnul consilier, Gigi contra ăștia sunt pricepuți la orice. La orice se pricep. Când vine vorba că primarul accesează fonduri, discută de una de alta, primarul se bagă în toate problemele. Primarul se bagă în orice probleme. Da. De sine m-a stemat, nu avem continuu. Sine m-a stemat să vă dau totul de spate și de explicații. Ad hoc. E foarte mult. Și atunci am începeam, că eram de partea noastră. Te-ai priceput la jăgmănit bani. La jăgmănit bani, săracul părintele Lică, 40.000 de euro l-ai ciupit. Nu mai discutăm de probleme de astea, pentru că sunt sătul din ăștia care, vin și își dau cu părerea pe bani. Nu-și dă cu părerea că vrea să facă un bine. Am muncit și mi-ați abotat proiectele cu voi și îndesată. Ce proiecte, domnule? Ai lucrat la primăria Comănea? Ce proiecte tot scauze atâta? Ce te-ai dus la gară și dacă te-ai dus prin gară, vrei... Ai vrut bani din toată ce, orice. Numai că am fost un om echilibrat când am văzut că ai luat o rasnă. Băiatul, du-te tu în treaba ta, vezi că ai tren în gară. Vezi că ai tren în gară. Da. Deci, proiectul numărul 19. Tot despre spital. Deci mai aveam jumătate de oră de discutat despre spital și după aia mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei la statul orașenesc Ioan Lasca. Pentru că s-a modificat structura de paturi din cadrul spitalului, trebuie să schimbăm și organigrama. Pentru că se înființează noi posturi de medici, pentru că se înființează noi compartimente și noi specialități. Pot să vă amintesc printre ele așa. Chirurgie vasculară, unde avem un medic extraordinar de bun. Medic la urologie, unde avem un medic și a venit al doilea medic pe specialitate urologie, unde vrea să ajutăm să facem și intervenții chirurgicale. Chirurgie plastică, unde avem un medic care va veni aici la Comănești, este acum în discuții și negocieri ca să vină. Apropo de ce spunea, că pleacă medici, pleacă medici. Eu că vin medici, eu vă spun 10 medici care vin, dumneavoastră să spuneți de unul care a plecat la pensie. Păi el a plecat la pensie, formul pensionar, nu trebuia să îl țin. Trăiește, da. Dacă n-au plecat toți medicii din spital, când s-a închis spitalul, nu ți-i conde aia, că au plecat toți, pentru că i-a închis și acum i-am adus înapoi pe toți și am adus. Păi de unde să știi de el care treaba? Deci, vom aduce specialități noi. Chiar în zilele trecut, nu știu, ieri sau altă, ieri a venit un medic din Palestina care și-a oferit să vină la, să facă servicii. După ce am discutat, a spus că mai are un coleg care vrea să vină și acelălalt coleg tot aici la noi, la spital. Au zis că și-a închipuit că spitalul nostru este un spital de provincie. Dar au zis că spitalul nostru este echivalent și bate un spital din Cluj. Așa spunea el. El venea de la Cluj, ăsta, medicul ăsta. Deci, 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivilor de investiții la Spitalul Orășenesc Ioan Lasca. Este vorba de lista de investiții pentru dotarea blocului operator, unde avem aparatură de ultimă generație, de cea mai mare performanță și unde s-a mai înființat încă o sală de operații în plus, unde, așa cum v-am spus, vrem să avem pe specialitatea chirurgie vasculară, să opereze medic și cumpărăm aparatură pentru acest domeniu, unde vor fi intervenții și pe urologie, și pe chirurgie plastică, și pe alte specialități și vom deveni un spital mai performant și mai performant și mai performant. Pentru că dorința noastră este ca investiția care am făcut-o în acest spital pe infrastructură și dotări să fie la fel de să fie egalată și de performanța medicilor și a cadrelor medicale din spital. Noi am adus spitalul la valoare de 10 plus și nu putem să mergem cu acte medicale și calitatea actului medical la nivelul de 5. Noi trebuie să urcăm calitatea actului medical la, dacă nu se poate la 10 plus, la 9 plus.
la 8+, dar nu la 5. De aceea solicităm și cerem medicilor și a cadrelor medicale să performeze așa cum noi le-am pus la dispoziție tot ce s-a putut pune și am investit în acest spital. Despre asta e vorba. Nu e greu, nu e complicat, trebuie doar să gândim normal, firește și corect. Și 21. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comăneșu. Și ultimul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat și că m-ați contrazis. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. V-aș propune să începem lucrările ședinței prin a supune la vot procesul verbal al ședinței din 9 februarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Înainte să... să consemnăm în procesul verbal. În aceeași situație mă aflu și eu la punctele 2, 3, 10 și 13. Începem cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de activități finanțate integral din venituri proprii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate de către domnișoara director economic. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, spunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la SCA PASER, Trotuș, SRL. În cadrul comisiilor de specialitate, domnul director Mictelu ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, da. O întrebare. Mă uitam acum de buget. APASER anul trecut a încheiat cu un deficit de minus 590 mii lei. Corect? Ce propuneți? Întreb și eu. Este nu. Corect, da? Da. Dar ce propuneți? Și avem bonusuri, avem bonusuri de 310 mii. Cum adică bonusuri? Așa scrie aici, bonusuri. Cheltuieli salariale 30 de 3000 mii lei. Și bonusul este 10.000 lei. Așa scrie în bucea. Asta înseamnă că dăm bonusul, dar întâlnirea? Nu, deci, nu știu, probabil e posibil să fie datorită... Nu trebuie, nu știu. Bonurile de masă. Bonurile de masă? Da, care se face mai mult din greu. Da. Așa, asta este obligatoriu prin lege. Dar faptul că a sesizat că s-a încheiat pe minus, ce înseamnă? Că nu există profit. Da. Și ce trebuie să facem? Vă rog să propuneți. Vă întreb în noastră, nu sunteți până acum. Păi, dacă mă întrebați pe mine, ca să echilibrăm diferențele de preț, va trebui să mărim prețul la metru cub de apă. Sau să mulțim consumatorii. Păi... Tocmai v-am prezentat că avem un proiect de 300 și ceva de miliarde de lei vechi, unde vom extinde rețelele de canalizare în cartierul Leorda, în care cuprinde și strada Unirii și toate străzile Macului, toate străzile din prejurul ăla, și Podei Podina. Deci este una din extinderi, da? Va trebui să umblăm și la prețul ăla. Având în vedere... Care este cel mai mic preț la ora asta din județul Bacău. Eu aș vrea să-i atrag atenția domnului consilier că prețul la apă nu a fost mărit după scumpirile de carburant, care le știu dumneavoastră, după scumpirile de energie și celălalt. Haideți să le luăm, să vedem imaginea de ansamblu și să luăm totul în cauză. Zic și eu. Deci ăștia 590 de mii de lei, 590 de mii de lei, da? Sunt suportați de la buget. Nu suportați de la buget, au ieșit pe pierderi, dar dacă ne echilibrăm cu
încercăm să ajungem la un preț real la metru cub de apă, pentru că acum avem cel mai mic preț din județul Bacău și dacă ținem cont că au crescut salariile minim pe economie, ei n-au mai mărit nimic, au crescut cheltuielile pe... După perioada de pandemie, au crescut de ieri unele materiale, unele produse s-au dublat. Ei au cheltuieli acolo cu soluții de limpezit apa, de tratare, de tot. Cu abonamentul de la 400 de milioane pe, la 2-3 luni, acum este 700. Poftim, aproape dublu. Deci toate aceste chestiuni au mărit în așa fel cheltuielile, de avem și pe pierdere. Deci trebuie să le actualizăm ca să fie echilibrat acest. Noi nu am mers cu prețurile de majorare înainte ca să, hai să luăm bani mai mulți. Nu, am lăsat la limita suportabilității. Și limita suportabilității a fost aceasta. Va trebui ca să aprobăm diferența de majorare de prețul metru cub de apă ca să putem să ajungem la zi. Da. Nu mai sunt alte discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Potriva, abține? Mulțumesc. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții pe anul 2024 la SCA Paser, Trotuși, SRL. De asemenea, domnul director Mititelu ne-a prezentat punctul de vedere. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem și acest proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Comănești Județul Bacău. În cadrul comisiilor, doamna Rusu Renuță ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația Orașelor din România. În cadrul comisiilor de specialitate, doamna Aron Mihaela ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Orașului Comănești, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale are Secretarului General al Orașului Comănești, județul Bacău. Vă rog să vă spuneți. Aș vrea să fac propunere pe domnul consilier Plare Robert și pe domnul consilier Șupă-Doctor. Supunem la vot propunerile de făcute de către domnul viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului, privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență al orașului Comănești în anul 2024. Doamna Carmen Chirnavă ne-a prezentat în cadrul comisiilor materialul. Dacă mai există discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Aș vrea să dau un aspect. Pentru că am avut, din păcate, tot felul de experiențe dificile în trecut. Consider că poate fi nimerită, bine nimerită o achiziție de către primărie a unor containere bune pentru locuit temporar, în cazul în care anumite persoane rămân fără casă în urma unui incendii sau vehicul sau orice alte acțiuni întâmplări de acest gen. Și în acest fel, până se remediază problema, să aibă un locuit pe durata, știu, reconstruirii casei sau că se un nou domiciliu. Domnul Șen, dacă vreau să răspund eu, la nivel de județ, pe situații de urgență, există astfel de containere care sunt distribuite fiecare localități în funcție de solicitări și de situația în care se află. Spre exemplu, noi am avut în perioada inundațiilor, cred că vreo 20 de containere de acest fel. Cred că vreo 20. În momentul de față, avem o familie care locuiește într-un astfel de container după ce a trecut printr-un incendiu și nu a avut unde să mai stea.
Și lucrul acesta se poate face și în continuare cu sprijinul Inspectoratului de Situații de Urgență Bacău. Ca să cumpărăm, să achiziționăm noi, primăria, astfel de containere, din punct de vedere financiar, nu ne permitem în momentul de față. Pentru că știți cu toții că avem 60% din bugetul local spital, 60% nu știu de care spital, primărie și alte școli. Rețea de gaze, canalizare, suntem în licitație, am uitat să vă spun, suntem în licitație cu rețeaua de canalizare. Și în situația aceasta putem să ne gândim la aceeași sursă de finanțare pe care am accesat-o din totdeauna. Fonduri europene. În momentul în care găsim o linie de finanțare pe fonduri europene pentru achiziții, containere sau ce mai fi pentru situații de urgență, noi atunci putem să ne încadrăm și să ne înscriem la lucrul acesta. Inclusiv și o mașină putem să o achiziționăm sau altfel de utilaje care să ne ajute la diverse chestiuni legate de situații de urgență. Decolmatări, degrevări, de drumuri, de ce mai avem noi pe acolo. Deci lucrul acesta se poate face doar prin fonduri europene. Da, domnul președinte, mulțumesc. Supunem la voce acest proiect. Da, Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenului. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat materialul în cadrul comisiilor de specialitate. Acum mai sunt și alte discuții. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor publice subordonate. De asemenea, în cadrul comisiilor de specialitate, doamna Lunița Dumitru ne-a prezentat acest material. Dacă mai există discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind ratificarea bugetului de venituri și cheltuieli de la SCA PASEP totul SRL. Doamna Iftimaie Silvia ne-a prezentat acest material în cadrul comisiilor. Dacă mai există alte discuții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind corelarea unor impozite și taxe locale pentru anul 2024 cu venitul minim garantat, stabilit în conformitate cu prevederile legale. În cadrul comisiilor de specialitate, domnul Albu ne-a prezentat acest material. Dacă mai există discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Punctul 12 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare, operare instalații numărul 1078-1087 din 16.04.2018, încheiat cu SCE Cosud S.A. Doamna Alon Mihaela a prezentat acest material în cadrul comisiilor. Dacă mai există discuții asupra proiectului? Aici aș vrea, domn președinte, dacă permite să vă spun că au crescut contribuția la economia circulară pe care o plătim ca popa de la 96 de lei pe tonă la 190 de lei pe tonă. Dumneavoastră vă dați seama ce înseamnă? Că doar o mașină, doar o singură mașină, câte tone are când o duce? Deci pe zi undeva la 25-30 de tone pe zi. 30 de tone, da. 30 de tone ori 100 de lei în plus, că e 96-190, aproape 100 de lei, da. În plus. Încă 3.000 de lei. 3.000 de lei zilnic. Aproape acum și ne ducem la 1.000 de euro zilnic, la 30 de zile, 30.000 de euro. Vreau să vă dați seama în ce situație ne aflăm? Din punct de vedere financiar, cam câți bani ne ia nouă. Păi s-a sus direct la fondul de mediu, dacă nu știu, economia circulară. Păi da, dar cât este depozitat, asta e un preț separat.
depozitarea la groapa de gunoi, câte 210 lei, poate ceva genul ăsta. Tot au schimbat 210 lei, pe lângă. În afară de aceștia, încă 210 lei de tonă se plătește la groapa de gunoi, depozitarea. Deci 210 și cu 100 sunt 300, deci 300 ori 30. 9.000 de euro, 9.000 de lei, plătim pe zi. Nu mai zic de motorină, de bine câteodată, nu mă zic tot, nu mai zic. Deci vă dați seama în ce situație ne aflăm? Pentru că nu avem voie să depozităm, nu avem voie să aia, nu avem voie, aia voie numai să plătești. Te duci în așa fel, numai te bagă mâna la buzunar și îți ia bani. Până în 2018-2019, taxa a fost la groapă de 24 de lei. Din 24 de lei pe tonă? 24 de lei pe tonă. Deodată s-a făcut 120 de lei pe tonă în anul când a câștigat licitația Ecosudul. Când a început să ducem din Ecosud la groapă. Deci s-a mărit de 6 ori, de la 20 la 120. Deci asta nu-i fără economie circulată, fără contribuție. Eu nu am început să fac contribuția de 30 de lei, 50 de lei, 80, 160 acum, fără TVA. Deci gândiți-vă de fiecare dată cum au venit taxe în plus, valori în plus, taxe în plus, valori în plus. Da, asta a fost așa ca o paranteză, ca să vedeți dumneavoastră că întreabă unii alții, unde se duc bani, de ce atât de mari taxe, de ce atât de mari taxe pe gunoi, că asta este taxă separată. Deci noi nu avem cea mai mare taxă, cea mai mare taxă la persoane din Comănești la noi. La noi e 16 lei, Moinești are 20, Moinești are 19, 50. Și plus de asta mai sunt tarifele care avem, de exemplu, agenți economici. Cei de la Bacău au înjumătățit, au făcut, na, electoral, au înjumătățit taxa la salubritate pentru agenți economici de la 1070 lei la 70 și ceva de lei fără TVA anul acesta. Și noi avem 650 de lei fără TVA, da, la persoane juridice. Deci noi, dacă aveam taxa lor până anul acesta, până acum trebuia să fim pe profil cu nu știu cât. Deci nici măcar acum când au înjumătățit-o, da, tot nu au... Noi suntem tot sub ei. Tot sub ei. Același lucru și la apă, să știți. Da. Că ei au prețul la apă cel puțin dublu decât noi. Da. Și noi am mers cu prețul tot mic, tot mic, tot mic, tot mic. Până când la un moment dat trebuie să facem o majorare de preț, dar asta o las pe dumneavoastră să hotărâți. Nu e hotărâți lucrul ăsta. Da. Da. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de dare în custodie a unor bunuri către SCA Paser Protuș SRL conform HCL 52/2015 privind aprobarea dării în custodie a unor bunuri către SCA Paser Protuș SRL, strada Glării numărul 47, Comănești, județul Bacău. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat materialul în cadrul comisiilor de specialitate. Dacă mai există și alte discuții asupra proiectului? Dacă nu? Am avut aici observații la comisii, nu s-a lămurit. Deci s-au predat în 2015, da? 2015. S-au predat bunurile astea cu o valoare bine detaliată la instalații și utilaje. Pentru toate punctele termice, inclusiv rețele termice și circuite mari. Acum când s-au preluat înapoi, s-au preluat fără valoarea aia. Sau nu mai există instalațiile alea? Pentru că valorile de la vremea respectivă au fost reactualizate conform legii. Noi, ca proprietari, noi la 3 ani de zile facem reevaluări. De reevaluările se găsesc în contabilitate la toată lista cu activele din proprietatea noastră. Chiar dacă ele au fost date cu custodie, netate, la noi, la... Nu contează. Noi suntem proprietari. Acele valori există. Noi deci, facem dacă... reintegrarea valorii. Le putem vedea cu toții, nu e nicio problemă. Păi și ce nu le-ai făcut? N-ar fi fost același valoare. Păi, dar nu putea să... Ele aveau, ei care au lucrat la materialul pentru ședință, n-aveau valorile noi să se ducă la valoare. L-au trecut. Pentru că asta întrebam. Rețelii de circuit primar. Asta înseamnă conductele din termă, ieșirea din termă până în oraș. Probabil în primul punct termic, al aeriei, da? Acum nu mai sunt deloc. Nu mai sunt nici termici. Foarte adevărat. Unde? Care țări nu sunt? Care iese din termocentral, mai sunt alea care... Mai sunt ei? Nu mai sunt. Mai sunt treaba. Mai sunt treaba. Dom'le! Alea spre CPL mai sunt, poate, nu? Care treaba? Păi alea spre CPL erau proprietatea... Erau proprietatea societăților care au achiziționat CPL-ul, care l-au cumpărat. Nu știu cum l-au cumpărat. L-au luat la
Abbas, nu știu de l-a luat. Și erau împreună cu, cu respectiva societate. Trebuiau trecut aici atunci, valori, niște valori. Păi, nu au. Niște valori înapoi, locul de loc. Adică, ca și cum alea n-a mai existat. Deci, pe inventar sunt în cadrul primăriei, nu le luăm pe valori. Dom'le, țevile se află la locul lor. Ca să ne înțelegem. Noi am avut țevile de la Termo care vin și alimentează orașul. Țevile care alimentau serele, care alimentau CPL-ul, care alimentau orașul Moinești, nu erau proprietatea noastră. Așa că fiecare și le-au vândut și le-au știut ce n-au făcut, dar vă spun dinainte că toate acestea au fost rezolvate înainte să ajung eu primar. Era un domn coleg de-al dumneavoastră, de la același partid cu dumneavoastră, care le-a rezolvat, dacă vreți să insinuați ceva. Dacă nu insinuați, dacă nu insinuați nimica, e ok. Dar să știți că în momentul în care s-au rezolvat acele țevi, s-au rezolvat până ajunge eu primar. Domnule, haideți să nu mai insinuăm nimic. În 2015 s-au predat niște bunuri inventar, cu niște valori. Acum le luăm înapoi cu zero. Deci doar nu mai există. Păi să le treacă aici. Păi, domnul consilier, da? Nu. Auziți? Eu propun... Domnul Vasile, eu propun ca să amânăm acest punct până la ședința următoare, când vor veni valorile actualizate. Sunteți de acord? Da. Gata, am lăbrit problema. Ca să nu mai spune că o furau vreo unul jumătate de țară. Vă rog să supuneți la vot amânarea până când noi vom veni cu, noi, cu valorile noi care sunt actualizate. Da. Supunem la vot amânarea proiectului numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 14 de pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiștilor Pășune, proprietate privată a orașului Comănești, către proprietarii de animale. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cosmin avea o propunere. Da, a fost un amendament la anexa de la acest proiect de hotărâre, la punctul 19, corectarea suprafeței atribuită cu aproximativ 1,6 hectare, 2 hectare de vinde, care sunt un lot mai mic. Atât, în restul, nicio, nicio modificare, nicio schimbare. Supunem la vot. Stați așa, bine. De ce este diferența aceasta? Suprafețele de pășune se dau pe o anumită încărcătură de animale, care se calculează în funcție de câte animale au, mici, mari, este un calcul. Și în funcție de asta se atribuie o suprafață de, dacă lotul are plus, minus, jumătate de hectar, 0,3 hectare, ele se dă tot lotul, lotul înșit. Dar de asta am zis că în jur de 1,6, noi o să încercăm să... Eu v-am mai spus, în Elveția, în momentul în care există o nelămurire, cât de mică, și dacă un singur consilier parlamentar ce-o fi acolo este împotrivă sau se abține, se face referendum, domnilor. Se face referendum la nivelul localității să vedem de ce este acel domn. De aceea am întrebat ca să ne lămurim să fim foarte la obiect. Da. Din păcate pentru dumneavoastră, domnule, eu sunt fericit că trăiesc în Comănești. Și simt acest lucru pe fețele cetățenilor când mă întâlnesc în oraș. Sunt fericiți că au un asemenea oraș. Sunt fericiți. Am mai dat exemplu. Că sunt ieși pe persoane, sute, zeci, care se mută în Comănești. Din această cauză, prețurile la imobile în Comănești este cel mai mare din județul ăsta. Vorbim aici, tot așa, din păcate. Din păcate pentru dumneata, care... Uitați-vă când s-au plecat. Și eu m-am întors, acasă. Ah, deci s-a plăcut în Comănești. Vreau ce casa mea, acum am născut în legat afectiv și vezi orașul ăsta. Aha. Dar nu mulțumită. Când vei ajunge să iubești orașul ăsta 1% din cât îl iubesc eu, atunci am cumpăr pălărie și îmi scot pălăria în fața dumneata. Atunci îmi scot pălărie. Dar deocamdată
Iubești mai mult bani decât... Noi suntem iubiți pentru 150 de milioane de mână zi, lună de mână. Salariul primarului este stabilit prin lege. Așa că oricine ar veni primar, că sunt eu, că este oricine, salariul e stabilit prin lege, nu stabilește primarul salariul mare, mic, mijlociu. Salariul este stabilit prin lege, ca să ne înțelegem. Deci, ca să nu ne ascundem după deget, ca după salariul tânjești matale. Că n-ai avut servici deloc în viața asta, niciodată. Eu ca artist să-mi dă profesionist. Mai pictează atunci, ai câștigat bine la biserică, dar ai bătai cu biserică. Arta costă. Costă artă, știu. Sunteți și critic de artă acum. Știu, critic nu de artă, critic la cât ai băgat, la cât ți-ai permis să-ți bași mâna la biserică acolo să întinzi. Am făcut lucruri deosebite și oamenii sunt repetați de acel loc. Foarte bine. Da. Excelent. Dar dacă te dai grandoman că ai făcut bine comunității, de ce nu ai făcut binele acesta fără bani, domnule? Fără bani. Fără bani, adică 40.000 de euro au fost fără bani, e? Aia e singura lucrare care e plătită cu bun simț. Și în care aș fi putut cele mai mult. Habar că nu se după spitala unei biserici. Da. Da, din greșeală, din greșeală, din greșeală, din greșeală, păi mă, că biserica ai găsit-o, biserica ai găsit-o făcută gata, nu mai ai pus ochii pe... E vorba de pictură aici, dar e unica cu pictura pe care am făcut. Da. Da? Ai greșit niște calcule pe acolo și ai pus niște scenete și niște icoane catolice. Ai făcut niște copy-paste de pe unde ai făcut și ai pus catolice. Și ți-au atras atenția preoții. Că vezi că iconul ăsta are tentă catolică, nu e ok. Și ai schimbat-o după aia. Nu există. Nu există. Singura greșeală, și până la urmă și ca tot ce sunt creștini ca noi, dacă e să privim mai profund problema. Singura greșeală este unui fierar care a făcut o potiță secundară de acces, reprezentând-o pe Fecioara Maria în mod catolic. El ne-a consultându-se cu mine. Motiv pentru care aș fi fost acoperit de limitarea respectivă. Haideți să trecem pe și dumneavoastră să vă dați foarte mult cu părerea, toate domeniile, cel puțin la legal, ca stat întotdeauna. Da, pentru că sunt cetățenii orașului, reprezint un electorat și mai zbesc de aceste probleme, domnule. Ăla legal, nu cred că să vă izbiți de el. Ăla este așa un moft al dumneavoastră ca să-l puneți acolo, să ieșiți în față tot timpul cu ceva. Aveți noastră impresia asta. Nu am impresia. Se vede tot timpul când... Oricum trebuie să fii recunoscător în totalitate cetățenilor din Comănești, contribuabilii enoriașii bisericii Sfântul Ștefan, pentru 40.000 de euro, eu cred că și mătănii trebuie să faci când ajungi pe acolo la biserică. Mătănii... Da. Haideți, doamne, ce discutăm aici? Fiind foarte supărat că a luat doar 40.000 de euro, omul e supărat. Eu chiar îl cred că e supărat, na. Păi dumneavoastră de unde știți dacă e mult sau e puțin? Păi îmi dau și eu cu părerea acum. Păi să spun prin gas. Nu este o problemă. Haideți să mă duce cu discutare. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul prezentat de către domnul Cosmin Chiriac. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, mulțumesc. Punctul 15 de pe ordinea de zi. Proiectul... Deci a scăpat-o cu catolici pe acolo la biserică? Nu eu. Repet, un fierar din Șupan a făcut poarta aceea. Dom'le, era catolică tema sau? Da, dar nu e lucrarea mea. Dar dumneata erai specialistul care se dea cu părerea în orice problemă. De ce ai scăpat? Omul a făcut-o pe automație pentru biserică, afară să mă întrebe pe mine. Deci aia era? Nu știam. Am întrebat-o. Nu știam nici eu greșit. Nu știam nici eu greșit. Nu se potrivește. Dar de ce nu se potrivea? Era o abordare. Este biserică ortodoxă. Și acolo era o abordare catolică, nu? Da. Atât am să știu. Da, e întreaga lui. 40.000 de euro și n-ai fost în stare să-i dai lui ăla sfaturi să nu vină cu temă catolică la biserică ortodoxă. Nu, asta a avut. Vedeți câte cum vă scapă dumneavoastră. Deși aveți o grângătură de șoșofitot și câmpițe în tot orașul ăsta, sunt multe chestii care vă scapă. Nu încercați să vă dați atât de știutor. Am înțeles, era vorba de un fierar și dumneavoastră, care era sfătuitorul de
taină al bisericii, cum vrei să fii sfătuitor meu, dar nu ți-a mers, ți-a scăpat că era catolic. Și este așa și nu știu ce. Cine m-a sunat? Și la București, în ce m-a sunat, că am un prieten, dar că a dat tot din nevoie. Vă rog frumos. Continuăm ședința. Punctul 15 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, lucrări de reabilitare termică și creștere eficienței energetică, gestionare inteligentă a energiei pentru grădinița 10, program prelungit, Dumbrava Minunată, strada Gării, numărul 9, orașul Cumănești, județul Bacău. În cadrul comisiilor de specialitate, doamna Cristina ne-a prezentat acest material. Dacă mai există și alte discuții, dacă nu, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Punctul 16 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Comănești, județul Bacău, la programul sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiect modernizarea sistemului de alimentare cu apă și extinderea sistemului de canalizare în orașul Comănești, județul Bacău. De asemenea, doamna Cristina ne-a prezentat acest material în cadrul comisiilor. Dacă mai există discuții, dacă nu, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Mulțumesc. Sper că s-a înțeles aici. E vorba de rețeaua de canalizare în cartierele Podinu și Leordă. S-a vorbit la comisie. E vorba de instalarea a două rezervoare pentru rezerva de apă de câte 1000 de metri cub fiecare, stația de magazinare a stației de la Leorda, care aprovizionează orașul Comănești. Da. Punctul numărul 17 se propune spre amânare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Punctul 18 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Ioan Lastăr, Comănești. În cadrul comisiei, doamna Mihăieș Cristina ne-a prezentat acest material. Dacă mai există și alte discuții? Mergem din nou pentru spital. 9 manageri o să mai punem, nu manager nou. 9 manageri o să mai punem. Nu din prima dată că puneți un manager nou sub urmă. Aia de la trecuții. Ordonatorul principal de credite, atât la primărie, cât și la spital, este primarul orașului Comănești. Poate să vină manager Papa Pius de la Roma. Fără ca primarul să fie de acord cu risipirea banului, cu cheltuieli pe medicamente nu știu de cât, că aveau la un moment dat stocuri de medicamente din nebunea aici, stocuri aveau pe acolo, cu tot felul de cheltuieli, cu faptul că stăteau prin medicale 3.000 de ore de concediu medical într-un singur an. 3.000 de ore, împărțit la numărul de personal al spitalului, a însemnat 14, că 14 salariați de spital erau un concediu zilnic. Păi cum să stau și să mă uit la ei cum stau în concediu și țipă pe partea aia că n-au cu cine lucra? Adică medicul ăla îi dădea concediu la personalul ăla, își dădea unii la alții concedii și păi vrea domnul primar, n-avem personal, n-avem personal. Poftim? Și vorbim aici în ce discuții ne aflăm noi și vine și dă cu părerea unul și altul, uite băi, săracii de la spital. Săracii de la spital au un serviciu extraordinar de bun și trebuie să profeseze și să dea dovadă că se ridică la nivelul investițiilor, a calității și a calității actului medical, la nivelul investițiilor care a făcut acolo. Dacă acolo a făcut avion cu reacție, și personalul trebuie să comporte, să fie mulțumit măria sa pacientul când ajunge acolo. Pentru că noi toți suntem contribuabili la sistemul de sănătate. Noi toți am plătit de-a lungul vieții noastre, în afară de unei domni de aici, dacă nu prea au avut servit toată viața, am plătit la sistemul de sănătate valori inimaginabile. Dacă le luăm și le calculăm, și calculați-le dumneavoastră personal, și o să vedeți câte miliarde ați plătit la ceasă. Și veți vedea că ați plătit 3 miliarde, 5 miliarde de lei vechi la sistemul de sănătate. Și poate nu ați apelat vreodată în viața asta, poate odată în viața ați apelat. Și când mă duc atunci și apelez la sistemul sănătate, să mă țină pe mine că n-are, nu știu ce, asistent, chef să te lasă 12 ore să stai pe targa acolo, în dinți.
Cum e posibil așa ceva? Eu vreau ca pacientul, măria sa pacientul să fie tratat la cheie. Iar ceea ce spunea domnul consilier mai înainte, că nu trebuie să facem discriminare, nu trebuie să facem nu știu ce, între pacienți, că e din altă localitate sau din localitatea noastră, ar însemna ca să ridicăm nivelul spitalului nostru de la spital de gradul 4 la spital clinic de urgență. Dacă vom ajunge la statutul acesta de spital clinic de urgență, vom avea posibilitate ca să tratăm pacienții și de la Miercurea Ciuc, și de la Oradea, și de la Giurgiu. Pentru că atunci, într-adevăr, avem această obligație să și suntem categorisiți ca spital de urgență pe toată țara asta. Dar noi suntem spital clinic de gradul 4. Să știți lucrul ăsta. Când ați accesat fondurile care completează contribuția orașului, ați invocat ca principal motiv faptul că deservește întreaga mare. Da, da. Deservește întreaga mare. Dar dacă adresabilitatea depășește cantitatea, numărul de pacienți, de bolnavi, și noi avem posibilitate, capacitate să deservim 1200, 1500 de pacienți și adresabilitatea este de 2000, de 3000, ce facem în situația asta? Întreb și eu, ce facem? Lăsăm comăneșterii să se ducă la gară, să ia trenul și să ducă la Miercurea Ciuc. Iar noi tratăm pe aia de la... Nu știu de unde. Da, mulțumim frumos. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 19 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei la Spitalul Lășenesc Ioan Lasker Comănești pentru anul 2024. Doamna Mihăie și Cristina ne-a prezentat acest material. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem acest proiect la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții la Spitalul Orășenesc Ioan Lasker Comănești. De asemenea, doamna Mihăie și Cristina ne-a prezentat acest material în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 21. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Da. Doamna secretară a prezentat acest material. Dacă mai sunt și alte discuții, dacă nu, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și punctul 22 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Vă rog, ce aveți cu supunem la vot propunerea făcută de către domnul viceprimar. Cine este pentru? Conform statutului, dacă îmi permiteți, domnul viceprimar, ar trebui să fie și de opoziție. Propuneți, ce ne lovește? Dar eu știu că n-avem opoziție. N-avem opoziție, așa știu. De ce să ne ascundem după deget? Vedeți dumneavoastră opoziție? Dar de ce nu propuneți dumneavoastră la opoziție pe cineva? Modest ca întotdeauna. Modest ca întotdeauna. Îi place pe domnul Vinci. Adică și la telefon domnul Vinci îl preia. Deci, modest, modest. Domnule, vreau să se puncte. Să o demarineze pe domnul Vinci. Da, am înțeles. Domnul Vinci, vă rog să-mi dați și mai modelul ca să-l pot prelua pe domnul Sarca. Acestea fiind spuse și cu speranța că... Cu speranța că... Cu speranța că această locație în care ne-am desfășurat astăzi ședința de Consiliu Local v-a plăcut, noi vă mulțumim pentru participare. O să vă invităm la următoarele ședințe și în alte locații pe care noi împreună cu dumneavoastră le-am aprobat, le-am votat. Și acum le și folosim. Acum le și folosim. Pentru că sunt făcute pentru viitorii
cetățeni, copii, elevi, profesori și așa mai departe din orașul Comănești. Specific, din orașul Comănești. Investițiile din bugetul local, noi nu ne-am făcut neapărat pentru vor veni, nu știu ce, sirieni peste 100 de ani încet. Noi le-am făcut pentru copiii orașului nostru. Pentru că investițiile sunt din bugetul local care este asigurat de cetățenii din Comănești. Despre asta vorbim noi. Vă mulțumim frumos, o zi bună!